A fost ieri ziua Sofiei, fiica Biancăi Drăgușanu. Păi la mulți, la mulți ani. Ani, prințeso, să trăiești, și? Să fii fericită și sănătoasă. Mi-ai adus tort. Eu? Păi cine? E? Păi nu, păi de asta vorbim? Păi ziua copilului. Ce să... tort voiai tu? Dar eu ce am? Firi, ajută-mă. Tu îți dai seama? Nu, e clar. Medana a bulversat-o total. Autorii, toți autorii, nu poate, nu poate, vrea și ea, vrea și ea. Avem nevoie să-i creștem glicemia. Aduceți-i o bucată de... pălămidă! Pălămidă. Ia zim, ce... în afară de tort, pe care văd că nu mi l-ai adus. Nu. Ce cadouri am mai primit? Mama, Bianca, da. Mă rog, acum, din câte am înțeles și eu și am văzut pe rețelele de socializare, da. A dus-o la salon. I-a făcut părul frumos. De frumusețare! I-a făcut părul frumos. Acum nu știu dacă Sofia e machiată sau dacă e un filtru acolo pe care l-a pus Bianca. Cert e că, mă rog, au petrecut așa o zi ca între fete. Ca Gicili. Da. Mamă, ce mare e! Eu știu de cât era, Sofia, abia mergeam ititica de ea. Mamă, cum trec 8 ani. Și pe Sofia ai văzut-o când era în coșuleț? Da, vedeți. Tu pe toți ai văzut când era în coșuleț? Păi eu l-am lansat pe Nelu Ploieșteanu, Dumnezeu să-l odihnească. Și el era în coșuleț? Tu înțelegi că mi-a zis mie Nelu Ploieșteanu, doamna Teo, la dumneavoastră am apărut pentru prima oară la televizor, pentru abia prima atunci. Oară și dată. Tu îți dai seama! Mă, bine, știi, mi-aduc aminte de dinozauri aia cu mâinuțele alea tu? Mici, așa, da. Acolo eu, și tu cu ei. Și eu cu ei, le mai dădeam câte ceva ca să nu-mi ia mie antebrațul, deci ceva. Ce n-am înțeles eu, n-am înțeles. Filtrele astea, nu. Păi i-a pus gene, ce vrei să-ți pună gene de adevărate? Le-a pus așa în joacă. Păi... Îi pui genunțe. Am și eu, dacă vrei, cu fimea, cu iepuraș, cu năsuc. A, ce, măcar cu iepuraș și cu năsuc. Cu mustăți. Cu mustăți. Lungi. Da, lungi. Cu mustăcioare. Nu cură, da, aici. Ce rău! Sau când le vezi pe doamne, știi, când te uiți în profil așa și mai vezi câte o... Hai să vedem cum facem. Dă-i cu lama, dă-i cu lama, că exfoliere. Ești expertă în asta. Vai de expertă. Pate. Voi face și eu asta la un moment dat în viață. Nu n-ai știu curaj. Când, dar, ba da. N-ai curaj. Despre... La un moment dat în viață. Nu despre știu ce când vorbim. Mă voi bărbieri. Da, pentru că ne-a spus nouă doamna dermatolog. Că dacă ne... Am înțeles. Bărbierii. Că... Au, mi-ai rupt. Mă, câtă putere are, mi-e rău. Spune-ți acolo. Am zis, nu, doamna dermatolog, că dacă îi dăm cu cutare, cu cutare, nu numai că scoatem tot puful ăla care reține impurități și acarieni și broaște țestoase și pești de broaște de Guadalupe. Ia uite-te atentă tu cu ochelarii tăi care măresc. Vezi tu vreo broască de Guadalupe Glumesc și vreun pește la mine pe față? Dar, în momentul în care faci chestia asta, e un fel de exfoliation. Exfoliation, și între produsele de make-up action, direct. Direct. Știi? Bine, voi face. Și nu crește. Deci nu. Am întrebat-o pe doamna doctor și nu se face Bartai bărbău, adică să ne trezim Sadguru Bartai cu barba până aici. Nu, cum pentru nu? Că numărul de felicule... Adu-ți aminte că era aceea, că mor. A tot spus nu că cred, numărul tot nu de cred folicuri române. Jur pe roșu, e bine așa? Hai bine, dacă zici tu, pinky, pe tine te cred. Pinky swear. Pinky swear. Așa. Bine. Deci numărul de foliculi care înăuntru nu poate fi modificat. Că atunci am fi toate cu niște păr așa, ca Narcisa Suciu, toate am fi crețe. Nu. Câți ai, atâta ți-a dat Dumnezeu să fac mai puțin, nu mai mulți. Deci dacă era, dai odată o treabă, că eu am încercat. Să ne bărbierim! Promit că odată weekendul ăsta asta fac. Am făcut. Sigur găsesc eu o variantă să de mă cât, dau să aduți mă aminte că ți-am povestit cu masca de ceară, decât să stau să... Nu, lasă-mă. Lasă. Și în vechi, și în alt. Și... Dar de la cine am luat noi că am văzut frumusețe de fetiță și frumusețe de Bianca? Ai zis că... Cu părul și cu toate cele. Ai spus tu că are gene. Păi are, că e filtru. Păi de ce e filtru? Eu asta întreb, că vorbirea am și ieri eu cu Andrei Atunciu. Am și eu cu bot de iepuraș și cu mustăcioară, de acolo ne-am luat. Așa! Mă rog, la mulți ani să fii sănătoasă și fericită, dragă prințesă Sofia, Bianca să străiască, Victor să străiască, să vă bucurați de ea. Amin. Nu? Amin? Așa să ne fie, da. Da. Mai zăpăcit astăzi cu atâtea... auzi? N-am făcut nimic. Ai făcut? Nici nu mă simt bine azi. Nu se vede. Foarte cu minte stau. Mi se pare că arăți foarte bine. Mulțumesc. Auzi, n-am spus că nu arăt bine, nu ne am spus simt, că nu mă simt bine. Nu ne simțim bine în fiecare zi. Astăzi e o zi dintre acelea. Da. Dacă nu ne-am simțit mai nasol în câte o zi, nu ne-am simțit minunat a doua zi. În altă că zi. Aaaa!
Voilà. Ce... Fii atent. Doamne așa. Toată lumea se întreabă, că tot vorbeai tu ieri despre ziua de naștere a iubitului Andrei Bălan, când se întâmplă întâmplarea, adică se casar, para noi orar, para... Păi... De unde te-ai apucat, ră? Păi de la Demișan. Pentru că știi că Andreea Bălan cu Demișan sunt foarte buni prieteni, da. Înseamnă că cred că el a fost nașul de cununie la ultima așa, da. Și e nașul de botez al unei dintre fete. Da. Și Andreea normal s-a dus la el. Dacă vreodată mă mărit cu iubitul meu, vrei să fii nașul meu? Și Demișan eu nu a cred zis... că s-a întâmplat asta. A, nu? Eu vreau să vorbesc cu Andreea Bălan. Nu cred până când nu aud. Eu nu cred că s-a întâmplat asta. Eu nu cred că Andreea Bălan s-a dus. Eu cred că cineva din presă... A. L-a luat de la contactat pe Temișan și l-a întrebat, da, dacă ăștia mici vor și da, ei, e posibil și așa. Tu nu te duci și tu să fii nași acolo, nași? Nașule! Și Temi a zis, nu, că pare că n-am avut mână bună data trecută și atunci mai bine zic pas. Ceea ce e perfect de acord. Temi are și foarte mult umor, e adevărat, e posibil să-l vedem naș, dar deocamdată cu știi cum e el. Dar spun eu sigur, nu cred că e cazul ei să se fi dus, vai, Temi, abia... Ce se bucură cumva de viață, știi? Și nu îi văd așa porniți, hai, gata, gata, să ne punem pirosriile. Vai, sora mea, bârfă. Mm. Eram cu Temișan, Dumnezeu să o odihnească, Cristina Stamate, cu diferiți cetățeni și cetățene, hai să ne ducem noi la Romaniada. Asta este un festival absolut senzațional, se întâmplă, eram cu Raul, cu Mira, se întâmplă în Israel. Și iată-ne pe noi, toți, în aeroport la Tel Aviv. Sora mea, te caută și în vârful unghiilor, te caută. Trecem noi tot grupul, până la un moment dat, când de la pază se uită la Temișan așa. Cam țuruc. Cam țuruc. Andalibien, vobizdu, cam țuruc. Și le-a pe Temișan, dintre noi toți. Noi trecuserăm cu valizile, cu cămășile, cu, am luat și costumele lui Temișan, cu găinile, cu fiecare cu prazul, ce adunat, cu fiecare. Da. Și am trecut granița și am stat să-l așteptăm pe Temișan. De ce? Înalt, frumos, smed. Căutați în dicționar, că dacă ați avut o copilărie chinuită, e, apare pe Google, da. Smed. Și l-au căutat, mult l-au căutat, era să pierdem avionul. Am râs. Cum adică l-au căutat? Exemplifică de... Cred că l-au băgat, eu n-am fost acolo, l-au băgat într-un fel de confesional. Într-o cameră... L-au dezbrăcat? Bună întrebare. Numai la asta mă gândeam. Doamne, dăm, Doamne, puterile lui Superman să văd prin ușă. Că la cât e de frumos Temișan, voiam să văd așa, fără criptonită lângă mine, știi, să văd... Dar de ce? Li s-au părut lor că ce? Păi, că e ce? Smed. Că e smed, da? Uh-huh. Asta li s-a părut? Am înțeles. Pe aeroportul de Tel Aviv nu e bine, dacă înțelegeți ce vreau bine, să spun. Da. Nu e funny. Da. Noi am trecut, care mai de care? Mirabela Daur. Când au văzut-o, așa, trandafir, gea, cu tare, hai, cu tare, Temișan. Ia vine o tălică încoa să vedem ce ai în buzunarul drept, știi? Ai un portofel sau ce e? Da. Am râs mult, am râs mult. Bine, și l-au lăsat într-un final, l-au controlat. Din moment ce e aici, l-au... da, am făcut și podcast cu el, am râs de ne-am grăgănat, doar când ne-am adus aminte. Bine, deci, încă o dată, eu nu cred... Să nu cânti în cor cu Temișan. Dacă plecă, cânti în cor, corul madrigal. Trece tot corul madrigal și îl opresc pe Temișan. Deci stai acolo jumătate de oră, oră, ca să stea să-i desfacă valizile, să-i scoată cearapul, să-i scoată... Scuză-mă, ziceai să mă plimbi. Ce făceam? N-ai zis că mă plimbi. Oh, da, o unde subiect, să te plimbi, dar nu te plimbi eu pe tine, măcar așa imaginar. Păi că imaginar. Fizic... Păi nu te-am dus, mă rog, eu peste tot? Da, și tu pe mine și eu pe tine, Andreea Sasu. A născut de cât timp a născut? Două luni de zile? Așa? Acum două luni? Eu când a vorbit noi că e gravidă? Șase și săptămâni, două luni, de, tot una. Ce? Da, așa e. Păi asta nu? Așa e. Deci două luni de zile, proaspăta mămică s-a afișat la deschiderea. Că Andreea Sasu. A născut Andreea Sasu. Nu. Este băiatul ăla, Philip Lane. Ăla care a plecat asupra frumuseților naturii. Câmpii. Dealuri, văi, văi de mine, pajiști, ba chiar peșteri, da. Bine ai zis, firii. Da, da. Lasă asta, ce mă după interesează ce a studiat ecosistemul, uite aici depresiuni. S-a oprit la românca noastră. Toată lumea a zis, dar el e Philip Lane, azi așa, mâine în Ploiești. Nu. S-a luat cu fata de mână. Și au făcut un copil, că așa se întâmplă. Te iei de mână,
cum era pe vremea lui Ceașcă. Și au fost la, împreună la hotelul, trebuie să spun în bancă înainte, la hotelul lui. El și-a deschis hotel. Da. Da. Bancă. Și acum ne zice bancă. Ardeleanu la gară. Scuze, no offense. Și vede, și vede cum pleacă trenul. Pleacă trenul, aleargă Ardeleanu cu toate alea, cu sarsanale, nu știu ce, trenul se duce, rămâne Ardeleanu în gară și zice pentru el așa. Ah, apoi așa e dacă n-are omul lucrul lui. Și atunci, Lentu Plain, ce s-a gândit el? Bă, mă duc pe la ăștia, pe la hotelul, bă, nu mai bine am eu lucrul meu, că nu degeaba zis Ardeleanu. Și pe lângă asta, atențiune, națiune, mi-am adus aminte cum a zis băiatul. Care? Băiatul meu. A, la cloșcă. La cloșcă, cum îi zice? Floșcă. Ok, dacă știam, filozof rămâneam. Dar de ce? Că mi se pare foarte amuzant, nu-i nimica... Nu, da, e și din... fonetica... Floșcă. Deci în loc de cloșcă. Se pare genia. Floșcă. L-am întrebat, păi îți dai seama, ieri m-am dus fiart, abia am așteptat să mă întâlnesc cu el, să pot să-l întreb, mama, care e animalul tău preferat de la bunica din curte? Și el, nu știu, mama, la ce te referi? Aia care stă pe ouă. Floșcă, mama! Asta e floșcă! Am reușit! Mi-am adus aminte, ca să vezi, Ardeleanu. Nici n-am corectat-o pe fimea zicând făcățel. În loc făcățel. De în loc de făcăleț. Da. Am lăsat-o așa. Da. Nu știu, în sfântă zi de azi, cum mai zice. Noi ne amuzăm pe treburile astea. Prima zi de școală la fimea. Vine acasă, fericită mică roz. Cu două codițe așa, cum o trimise semne altminte, doar că pictate pe față, am și poze. Nu, arăta genial. Și am două. Și a întrebat-o doamna învățătoare ce îi place cel mai mult să mănânc, ce și-a încercat să zică pilăfior. Doar că nu a ieșit una dintre vocale. Dacă înțelegeți ce zic. Da, nu, fiorul. De... Nu, nu, pi. N-a ieșit pi. A ieșit pu. A ieșit... Mi-a căzut capul, mi-a căzut capul. Și cea mai tare cu fimea, să zice, fimea la o școală cu predare în limba americană, dacă înțelegi ce vreau da, să da, spun. Da, da, da. Și eu, fericită, tot așa, a venit pictată pe față, zice, ce ai învățat tu astăzi? Nu, cum spunem, toate proastele, că, na, după prima zi de școală, ce să înveți în viață copil? Am învățat să zic la revedere. Zic, bravo, mama, și cum se zice? Cum se spune? La revedere. Și a plecat. La revedere! Băi, mi-a rămas vorba, la revedere. S-a întors și a plecat. Frumoasă. Am râs două săptămâni. E, așa. Cum mi-a venit mie de la Andreea Sasu să vă zic de floașcă ăsta? De... Mamă, cum ți-a dat-o pe asta? Hai să zicem act ratat. Așa. Floașcă! Aolo, rău! Act ratat. Se taie. Da. Se taie tot ce nu e bun, da, se taie. Da, tăiați, băgați flori, se zicea pe vremea mea. Tăiați, băgați flori. Lasă, dragă, că deci nu știu cum am dat-o de la Andreea Sasu, cum am ajuns la floșcă. Cert e că vrei să... că mi-am amintit și nu mai am fugă de idei. Mă rog, deocamdată, nu se știe ce se întâmplă. Mă, dați-ți fuge ideile ca ciopârnicii. Aoleo, închideți ușile ca să mai rămână puțin în căpere. Închideți, da. Închideți geamul. Așa, hai să ne mai... să ne mai liniștim după floșcă. Hai să... Pentru, că suntem pentru că suntem neliniștite. Okay. Să vorbim și despre... Furtuna Ashley. Ce înseamnă furtuna Ashley? Închideți ușile, închideți geamurile, luați copiii de la școli, ce de la înseamnă furtuna joacă? Ashley? Furtunuri mai mici? Furtună, furtună, ciclonul vine. Mi-ai spus că vine furtuna Ashley. Nu furtunașile. Păi nu mi-ai zis așa? Suntem ceva rău de tot. Furtuna Ashley. Păi nu puteai să zici așa, vine furtuna Ashley. Furtuna. Nu, nu puteai să-i dai cu un furtun mai mare și nu erau mai multe, furtuna că face murdar pe aici. Da, da. Vine furtuna Ashley. Nu, 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 vezi că nu, nu e de glumă. Meteorologii toți sunt cu red flags-uri. Pe noi? Da, pe peste tot, pe vine peste la tot. Noi pe cartier? Vine furtuna, rău de tot. Rău de tot, rău de tot, ci că nasol. Când, fetiță, în weekend acum? Da, acum în weekend, deci trebuie să ne adunăm tot ce avem, cearșafurile de pe la uscat, de pe balcoane, copiii adunați de unde sunt ei, de la locuri de joacă. Ce crezi, ne ia copiii furtunașii? Stai tu liniștit, ia pe aia răi.
Ți-mi uite când eram noi mici, ne spuneau tot felul de bălării de genul. Ce rău. Da, vezi, traumele. Traumele. Deci, acum râdem, glumim, dar real, meteorologii, mă rog, probabil că știți că ați văzut peste tot la știri, ne avertizează că, într-adevăr, urmează să se abată asupra țării noastre această furtună care se numește Ashley și care pare că o să ne julească un pic. Iar? Adică se așteaptă inundații, se așteaptă viituri, se așteaptă tot felul de lucruri, da. Dar ce n-am înțeles în eu... În ce zona țării? Peste tot. Ci că vine din vest și pleacă spre Constanța. Poate de data asta evită un pic Galațiu și zonele afectate, că mă gândesc că asta le mai trebuie și furtuna și lei după tot ce au trecut, prin ce au trecut. Adică parcă furtuna nu... Și lei. Dar de la ce eu fi venit numele? De la o gagică. Ashley. Ashley e un nume de fată. Cam prin... S-ar putea să te mint, dar cam așa știu, pe la începutul secolului 20 au decis ăștia, sfârșit de secolul 19, început de secolul 20, au hotărât meteorologii să pună furtunurilor, să le pună numele soțiilor, iubitelor lor. Și toate cicloanele erau Ilinca, Teodora... Furtunile sau ciclo... Ce se nimerea? Ciclonul ăsta, uraganul Katrina. Că eu știu altceva, da, că furtunile au nume feminine și uraganele nume masculine. Păi stai, dar asta după 1950, după aia. Când s-au intervenit gagicile și au zis, băi, stai puțin, am înțeles ciclonul, am înțeles că suntem furtuna, am înțeles că... E ceva rău. Da, e prea mult totuși. Noi suntem cu creativitate. Am o întrebare, Caută pe net, cum îl cheamă pe băiatul lui Philip Lane? Te rog eu frumos, e important. Thunder, ceva, Thor, Thunder, nu știu cum. Îl cheamă și furtună, și ciocan, și uragan, da. Și să moară, să piară, să se întâmple, beleaua, să fie, să-ți ia peruca de pe cap și... Ce deci, avem așa, uragane cu nume feminine, Alicia... În 1983, Elena, Gloria, Diana, Merlin, Opal, Roxanne, Fran, Hortense, Allison și așa mai departe. Și uragane cu nume masculine, David, Frederick, Alan, Gilbert, Hugo, Klaus, Andrew. Klaus? Oh, mă scuzați! Yo, wow, are și nume de uragan? N-ai da, vezi ce înseamnă să fii o mare în stat? Și nu, mare la sfat. Nu, n-ai zici. Adică chiar nu-i se potrivește. Bă, dacă nu se potrivește. Tu mi-ai citit de pe... Da, așa nu, așa a apărut aici pe internet. Eu acum, oi, dacă mint vorbim ei, de mint sigur și eu despre pe voi. Santa Claus. Ce bineînțeles că Santa Claus. Că tot vine Crăciunul mâine pe mine. Da. Mergând mai departe, venind mai aproape de țărșoara noastră, ai auzit ce Papa Francis s-a vindecat de gripă. O slavă cerului, că am avut o mare problemă cu asta, ajută. A fost săptămâna trecută. Și mai nou a certat toate cuplurile care adoptă animale de companie, nu. În loc să facă puișul ăsta, copilaș. Nu, el nu i-a certat pe nimeni. N-a certat. Nu. Papa nu își permite să certe și cred că are și o echipă de băieți non-certar. Papa a ținut ca de obicei un discurs și a văzut și copii și s-a bucurat. Și mă bucur că sunt și copii, mai ales în condițiile în care ziua de astăzi cuplurile preferă să adopte un cățel drăgălaș decât să facă un copilaș. Și ce facem cu rasa umană, că rasa de cățeluși drăgălași... Suntem prea mulți. Nu prea mai suntem prea nu, mulți, nu. Suntem. Adică populația este foarte îmbătrânită. Da. Și la un moment dat nu o să mai fim prea mulți, pentru că, uite, îți dau un exemplu Loco, ca să înțelegi problema. În 1968, Ceașcă a dat un ordin conform căruia erau interzise avorturile. S-au născut de 10 ori mai mulți copii în anul ăla. Eu fac parte dintre ei. Când am venit noi, am inundat piața. Și, deodată, noi nu aveam pantofi pentru că purtam toți același număr, nu aveam haine pentru că purtam toți. El n-a suplimentat pentru noi nimic, în afară de școli. La facultate, ce să vezi, 42 pe loc. E ceva frumos. Întrebare întrebătoare, când om ieși ăștia toți la pensie deodată, ce se face societatea românească care până acum cumva ne-a integrat? Deci, dintr-o dată, ingineri, constructori, muncitori, de-aia de fac pâinea, de-aia care mănâncă pâinea, de-aia care fac... Que tal corazón, vamos a tomar una cafetera.
Necesita, eu chefa la societate. Să învățăm amândouă engleză, că nu... Păi eu spun o problemă socială serioasă a Cilișa. Nu, Georgina, hai să ne facem fată unghiile împreună cu Staniol, bem o cafea, învățăm la engleză. La superficialidad del monde mondo. A zis că mă primește. Bine, Georgina, stai că vin. Să trimită... Gândiți-vă la balonul asta. De aur. Auzi, iubita mea? Nimic nu mai e ce pare. Stai așa, aud. Stai să te întreb o chestie. Întreabă-mă. Era din gaițele chestia aia cu... Mi-aduc aminte că am văzut la... După ce am citit piesa, m-am uitat la televizor, ecranizare cu Ileana Stana Ionescu, Dumnezeu să o aibă în paza lui, și zice așa... Moseur scrie, moseur zășim, și mi-o plimie cu șoara vopsătă. Nu, nu e Ileana Stana. Ileana Stana era cu... nu plânge, strici la tine, oachele frumos. Și cine era? Moseur scrie, moseur zășim, și mi-o plimie cu șoara vopsătă. Tamara... Nu, nu știu, nu mai... Ai. Dar m-am prins ceva cu cioara vopsită. Ia. Știai că undeva în China, la o grădină zoologică, pentru că n-au avut urși panda, au vopsit căței. Ceau, de o anumită rasă. Că seamănă. Exact, că-s pufoși și zblănoși așa. Da, ursul panda e mărișor. Ia uite. Păi de la un punct încolo... Lasă că mărișor, nemărișor, i-au făcut, ia uite, cu alb și cu negru. Bă, se vede puțin. Că e câine, boss. Și ce face să vezi, de limbă, tu ai venit... văzut urs cu limba până aceea? La un moment dat a venit ploaia. A venit ploaia și a început să curgă vopseaua. Și s-a văzut că erau ceau-ceau. Urs care dă din coadă? Și urs care dă din coadă. Are limba mov! Are văzut limba tu? Mov! Serios, unde ați văzut urs cu limba mov? Uite cioara vopsită și la un moment dat, cum ai zis tu? Și, uite urșii cum latră. A, da, și dintr-o dată au început urșii să latre, de s-au speriat copilași. Păi, na. Cum e posibil așa ceva? N-ar vezi că are limba mov. Adică tu nu ai urși panda în grădina zoologică. Lasă că-i facem, nu-i problemă. Că nu ai. Și face sora ta de vopsea. Exact. Să luăm 2-3 căței, bam, bam, să-i vopsim în alb și negru, bam, bam, uite urșii panda. Le face încearcări. Vindem bilete, bam, bam. E o vedetă de televiziune care se machiază așa și nu pot să vă spun cine, că am pus-o în cap și s-a terminat. Este fix panda. Ca ursul panda? Da. O să-ți povestesc între patru ochi, dar dacă nu pot, nu spun vreodată. Zi, prima literă. De ce să... Te rog, am o durere aici, un jumb, dacă nu-mi spui, mă ține rău de tot. Las că vine pauza, imediat știi cum îți spun. Care pauză? Că se termină emisiunea imediat. Zi și mie că aici mor de curiozitate. Cine e machiat așa, foaie verde și olalea? Asta e... Problema ta. Problema mea. Întrebarea mea. Da. Și eu când am văzut căței vopsiți la ochi, nu pe fetiță. Prima literă, doar atâta dăm să fac un rebuș. X. Na. Ți-am dat o literă. Cu umlau. Prima. Bineînțeles că nu. Nu e prima literă. U cu umlau. Nu e. Nu vrei să-mi zici? Nu. Dar de ce crezi că se prinde? Oh my God. Nu ești asumată deloc. Așa și dacă se machiază așa. A, bine că ai fi tu asumată când ți-o spune cine e. Zic eu. Floșcă. Nu că mă bate. Tu zi-mi mie că eu mi-asum. Scriem! A, nu, poți să-ți desenez. Desenează! Păi îmi desenez tot o panda, asta? Nu mă ajută. Oaie, capuș, e zilele mele. Bună ziua! Îți stă bine, dar știu că nu vezi nimic. Nimica nu văd ce era, am amețit-o, dar ce-s acum, vai de mine! Eu când îți spun că sunt chioară, vai de... Dar îmi place! Deci nu vrei să-mi zici. Îți place așa, că e rama frumos. Mie? Păi da, dar suntem la televizor. Jucăm X și 0, X și 0 cu numele? Nu, că dacă pică pe 0 mă omoară. Măi da, nici cum bine. Aveți încredere. Gândiți-vă în mine. Gândiți-vă până mâine și scrieți-ne, vă rugăm, la 0. Ba, până mă rog, nu începe tâmpită, să-ți iartă-mă. 0740988888 și ne scrieți cine credeți că e vedeta machiată panda. Altminteri, un weekend minunat. A weekend. Unde plecăm, fata mea? Că am avut senzația că e sâmbătă.